Bună ziua! De data aceasta o întâlnire despre nulitate, rezoluțiune, în măsura în care timpul va fi generos cu noi, poate și în legătură cu alte, să spunem generic, cauze de ineficacitate a contractelor. Și important, aceste aspecte care sunt în mod evident atașate dreptului substanțial, să spun într-o exprimare tehnică, aceste aspecte văzute și într-o dinamică a drept impusă de dreptul procesual civil. Desigur, așa cum am făcut-o și cu celelalte ocazii, o să insistăm împreună numai pe acele elemente, acele aspecte care fac din nou cod civil o diferență specifică față de legislația civilă care era în vigoare la data de 1 octombrie 2011. Nu va fi o discuție despre nulitate la nivel exhaustiv în noua reglementare ori despre rezoluțiune, ci voi încerca să punctez numai elementele de noutate aduse de noul cod civil și, în mod corespunzător, implicațiile procesuale poate necunoscute dreptului procesual în vigoare sau dreptului procesual manifestat în legătură cu legislația civilă anterioară noului cod civil. Pentru că, așa cum se obișnuiește deja să se spună, noul cod civil, prin reglementarea sa, este unul care creează, ocazionează, generează tipuri de acțiuni civile și tipuri de atitudini, de excepții, de apărări în procesul civil de neconceput înainte de 1 octombrie 2011. Fără a dori să repet lucruri pe care le-am spus tot și fac datoria să menționez că, în ciuda calității de membru al Comisiei de Redactare a noului cod civil, Comisie constituită de Ministerul Justiției și de asemenea de membru al Comisiei de Redactare a proiectului legii de punere în aplicare a noului cod civil, o să încerc să fiu echidistant, să nu fiu prea partizan în a apăra texte ale codului civil care nu merită un premiu de claritate, după cum o să încerc să evit, să mărturisesc din dezbateri care au fost în cadrul Comisiei, chiar dacă ele ar putea prezenta indicii, ar putea genera indicii în legătură cu intenția pe care legiuitorul a avut-o atunci când a redactat într-un anumit fel o anumită dispoziție legală. Și pentru bunul motiv, această numai precizare, că practicienii, fie că sunt judecători, sunt avocați, sunt notari public, sunt consilieri juridici, nu vor putea uza în activitatea lor de un argument legat de ceea ce a povestit sau nu un membru ori altul al Comisiei de Cod Civil în legătură cu un text anume. Ei se vor putea bizui, în aș contura un punct de vedere în legătură cu o dispoziție legală, numai pe acele argumente, pe acele metode de interpretare pe care textul noului Cod Civil le pune la dispoziție atâta cât le pune. Mai fac o precizare pentru că deontologia obligă la așa ceva. Afirmațiile, susținerile, ca să nu spun prea pretențios, tezele pe care le voi avansa în legătură cu unele din problemele care interesează întâlnirea noastră de astăzi, o bună parte dintre ele nu mi-aparțin. Am avut norocul și în continuare am șansa să am întâlniri cu diferite branșe juridice, așa cum poate am mai spus, cu avocați în cadrul Institutului Național de Pregătire Perfecționare a Avocației și a seminarelor, conferințe organizate de această instituție, cu judecători în cadrul unor conferințe organizate de Institutul Național al Magistraturii sub egida Consiliului Superior al Magistraturii, cu notari publici. Și aceste întâlniri sunt foarte profitabile pentru mine, deoarece îmi prilejesc dezbateri, discuții din perspective diferite asupra textelor. Și sigur că în cadrul acestor discuții se vehiculează argumente pro și contra, acolo unde textul noului cod civil, din păcate, nu excelează prin claritate. Astfel că, inevitabil, uneori evoc puncte de vedere pe care nu eu le-am afirmat pentru prima dată, ci eu doar le colectez. Fiind făcute aceste
precizări prealabile, o să intrăm în subiect și ca ultimă precizare prealabilă până la proba contrară, am făcut referire la discuții pentru că, din fericire, și la prima noastră întâlnire și la cea de-a doua, cea din urmă consacrată impactului noii cod civil asupra procedurii de executare silită, spuneam, am avut norocul să mă confrunt cu întrebări care au fost puse de dumneavoastră înainte de pauza de 5-10 minute, luată după o primă oră de să zicem, prelegere, într-un mod foarte pretențios spus, și aceste întrebări au fost valoroase pentru că m-au obligat să fiu mai aplicat și mai practic decât aș fi putut să fiu în principiu. De aceea fac referire și pentru întâlnirea de astăzi la termenul de discuții, dezbateri, întrebări, răspunsuri și eventual polemici. O să începem cu nulitatea. Ce este nou în materie de nulitate? Încercând o sinteza aspectelor de interdit în privința nulității, așa cum acest regim al nulității este reglementat în nou cod civil, și încercând să urmărim textele pe ecran, textele noii reglementări, o să începem abrupt, în ordinea acestor texte, cu articolul 1207 din noul cod civil. Articolul 1207 din noul cod civil este plasat în materia viciilor de consimțământ, mai exact în legătură cu eroarea viciului de consimțământ. După cum ați observat, cei care ați răsuit fie și în fugă noul cod civil, nu poate să nu sară în ochi pentru cei care se întâlnesc cu această instituție în practică. Noutatea implicată de articolul 1207, alineatul 2, punctul 1. 1207, alineatul 2, punctul 1. Este un text care consacră sancțiunea nulității relative pentru eroare văzută ca viciu de consimțământ atunci când această eroare poartă asupra naturii sau obiectului contractului. Exersând pe exemple de școală, dar exemplele pe care practica le oferă de bună seamă sunt mai sofisticate. Când cineva crede că a încheiat un contract de donație ca donatar și în realitate textul contractului apare ca fiind de vânzare cumpărare, deci există o eroare asupra naturii contractului, într-o asemenea situație, sancțiunea pe care o poate activa cel aflat în eroare este nulitatea relativă, iar nu nulitatea absolută. La fel, când există o confuzie asupra obiectului contractului, când cel care achiziționează un bun a crezut că acel contract pe care l-a încheiat de achiziție nu se referă la bunul, terenul de la adresa strada X numărul 3, ci era vorba de strada X numărul 5, terenul de la această din urmă adresă, deci este o eroare asupra obiectului, să înțelegem, material al contractului, sancțiunea este nulitatea relativă. Elementul de notate pentru specialiști este dat de faptul că doctrina și jurisprudența, într-o majoritate apropiată de unanimitate, apropiată de unanimitate nu egală cu ea, existau și păreri diferite, dar într-o manieră preponderentă, majoritară, doctrina și jurisprudența noastră, contemporană cu textele Codului Civil de 1864, obișnuiau să spună că acest tip de eroare atrage nulitatea absolută a acelui contract. Diferența dintre nulitatea absolută și nulitatea relativă nu mai merită comentarii, ea este cunoscută până să apară nouul cod civil, atât doar că nouul cod civil reglementează explicit această diferență de regim juridic între cele două specii de nulitate, sens în care noul cod civil arocă dispoziții exprese, așa cum este cazul articolelor 1247 pentru nulitate absolută și 1248 pentru regimul nulității relative. Nu sunt lucruri neapărat noi, de aceea nu insist asupra lor. Este, dacă doriți, nou faptul că
în noul cod civil ele sunt spuse explicit apăsat. Revenind la articolul care ne interesează și anume cel plasat în zona erorii ca viciu de consimțământ. O secundă. Articolul 1207, spuneam la alineatul 2.1, avem o declasificare a erorii asupra naturii respectiv a obiectului contractului de la stadiul de nulitate absolută, deci putând fi invocat oricând, chiar de instanță, din oficiu, dacă există element în acest sens, la stadiul de nulitate relativă. Tot în zona aceasta a cazurilor de eroare, viciu de consimțământ, extrem de importantă și la o primă lectură putând să treacă neobservată, este o noutate strecurată în noua reglementare la articolul 1207, alineatul 2, punctul al doilea și, aș sublinia eu, partea finală a acestui punct 2. Spuneam că la o lectură rapidă poate să scape o asemenea noutate, pentru că textul de la punctul 2, alineatul 2, al doilea, al articolului 1207, debutează cu o informație pe care iarăși o știam, nu e o noutate, și anume aceea că eroarea trage anularea contractului este un caz de nulitate relativă și atunci când poartă asupra identității obiectului prestației ori asupra unei calități a acestuia. Pentru acest tip de eroare, erori în substanție, am zis pretențios în limbajul juridic, și pe codul civil de la 1864, ca și pe actualul și în conform codului civil actual, sancțiunea este nulitatea relativă. Însă textul de la cel de al doilea alineat și punctul 2 al, de fapt, al celui de al doilea alineat al articolului 1207 continuă foarte interesant, asimilând, încadrând în eroarea viciu de consimțământ și eroarea care poartă asupra unei alte împrejurări considerate esențiale de către părți, în absența căreia contractul nu s-ar fi încheiat. Ceea ce se observă aici este că dacă la 1207.2, punctul 1, după aceea punctul 3 și prima parte a punctului 2, avem anumite împrejurări, cum sunt natura contractului, obiectul contractului, identitatea obiectului prestației, identitatea persoanei sau asupra unei sau o calitate a persoanei care este relevantă pentru acel contract. Deci sunt împrejurări care, potrivit legii, în cazul în care relevă o eroare a uneia dintre părțile contractante, sancțiunea este nulitatea relativă, deci ne grăbim să o invocăm în termen de 3 ani, nu contăm pe judecător că o va invoca din oficiu, cel care se plânge de această eroare trebuie să o invoce, o putem acoperi prin confirmare. În schimb, la 1207 alineatul 2.2 este de observat că legiuitorul să înțelege să aplice, să facă să se aplice sancțiunea nulității relative atunci când eroarea poartă asupra unei împrejurări, unei stări de lucruri, de fapt, pe care părțile o consideră esențiale. Această observație este una importantă din punct de vedere practic, pentru că nu sunt puține în ultima vreme contractele care au un preambul. Un preambul înaintea stipulațiilor contractuale clasice, articolul 1, 2, 3, 4, părțile contractante, obiect, preț, condiții de livrare a bunurilor, etc. Preambul în care părțile arată acele stări de lucru care este la data încheierii contractului și pe care ele mizează și pentru care ele înțeleg să încheie contractul. Chiar în interiorul contractului există în nu puține contracte clauze de tipul declarații și, zic cei care redactează contractul, reprezentări date de părți, în care ele se asigură una pe alta că au capacitatea de a încheia contractul, că au capacitatea de a duce obiectul contractului la bun sfârșit, că persoanele indicate în contract, care persoane care reprezintă acele părți, cazul societăților comerciale ca părți contractante, au capacitatea aceasta de reprezentare. Tot felul de împrejurări despre care părțile spun în acele clauze că sunt esențiale.
o spuneau și pentru contractele încheiate înainte de 1 octombrie 2011. O vor spune și în continuare. Diferența pe care o ca lumină pe care aruncă nou cod civil, relevantă desigur pentru contractele încheiate după intrarea în vigoare a noului cod civil, deci după data de 1 octombrie 2011, este că se creează posibilitatea atunci când se dovedește cu asemenea declarație a fost dată de una dintre părți, nu neapărat cu rea intenție, într-o manieră stângace, într-o manieră care face ca acea declarație, asigurare pe care o dă celelalte părți să nu fie conformă cu realitatea, cealaltă parte ar putea fi tentată să introducă o acțiune în nulitatea relativă a acelui contract, pledând în felul următor. Potrivit articolului 2 alineatul 3, a fost declarat de către cumpărător că are ca obiect de activitate o activitate dintre cele pentru care este relevantă livrarea unui anumit bun sau anumitul serviciu către acest din urmă cumpărător, se face demonstrația că în realitate obiectul de activitate la data încheierii contractului nu includea o asemenea activitate a acelui cumpărător societate comercială, această împrejurare a configurației obiectului de activitate, spune reclamantul, spune vânzătorul, este una considerată esențială de către părți potrivit clauzei arătate, eu am fost în eroare, prin urmare, în o altă instanță, vă rog să admiteți acțiunea în anularea contractului. Prin ipoteză, nu e vorba de o eroare, de o confuzie legată de natura contractului, de obiectul contractului care se încheie, identitatea mărfii livrate sau serviciului prestat. Nu e vorba despre alte elemente, prin urmare, alte împrejurări evaluate de lege ca fiind esențiale, ci de o eroare asupra unei stări de lucruri pe care partea, cealaltă parte, cel care este pârât în acțiunea anulare, a afirmat-o că există la data încheierii contractului și în realitate ea nu există la acea dată. Ce înseamnă? Înseamnă de aici că se impune o cu atât mai mare atenție, poate cu atât mai mare selectivitate atunci când din inerție se redactează asemenea contracte în care în general în partea clauzelor de început una către cealaltă parte declară, reprezintă celelalte părți faptul că există anumite situații de fapt sau chiar de drept la data încheierii contractului. Pentru că orice inadvertență în legătură cu acea situație generează cu contractantului dreptul la o acțiune în anulare. Subliniez, miza este pe contractele care se încheie după 1 octombrie 2011. După cum este bine cunoscut, potrivit dreptului tranzitoriu consacrat în legea de punere în aplicare a noului cod civil, regulile noului cod civil, și noi ne aflăm aici în prezența unei reguli din nou cod civil, privitoare la încheierea contractului și la executarea sa, sunt aplicabile atunci când contractul se încheie după intrarea în vigoare a noului cod civil, deci după 1 octombrie 2011. Un alt element de noutate, hai să spunem aparentă, din categoria celor lucruri care se știau, se disputau, se acreditau în doctrină și în practică, fără a avea la bază un text explicit în vechiul cod civil, ori legislația civilă anterioară noului cod civil, este legat de eroarea de drept. Textele relevante în discuția noastră sunt, pe de o parte, articolul 1207, alineatul 3, însă la pachet, pe de altă parte, dacă vreți, cu articolul 1208, alineatul 2. Interpretarea corroborată a celor de dispoziții este, așa cu atât mai importantă, cu tot observați că ele nu sunt texte vecine. 1207, alineatul 3, vrea să arate că eroarea de drept este un tip de eroare, atenție, care atrage nulitatea relativă. Iar 1208, alineatul 2, își propune să arate când nu poate fi invocată eroarea de drept, deci în oglindă condițiile, dacă vreți, specifice de admisibilitate sau condiții specifice de invocare a erorii de drept în materie contractuală cu scopul de a obține nulitatea relativă a contractului. Ceea ce se spunea până în 1989 și vorbind de perioada postbelică era că nimeni
nu poate fi considerat că nu cunoaște legea. Odată ce am un act normativ și este în vigoare, când închei un contract, nu pot să spun că am încheiat contractul neștiind că acel act normativ, că acea dispoziție legală este în vigoare și, prin urmare, m-am păcălit. Da? Nu vorbim de dol sau de o viclenie, ci vorbim de o eroare asupra căreia îi cade victimă singură partea contractantă ce vrea ulterior să obțină desființarea contractului. După 1989, această regulă compatibilă cu dreptul socialist a început să sufere o anumită șlefuire și pe la colțuri, autori de drept civil sau chiar judecători în diferite spețe au putut să observe că și eroarea de drept poate fi una scuzabilă și să îndreptățească pe cel aflat într-o asemenea tip de eroare cu privire la existența sau dimpotrivă inexistența unei anumite norme juridice să obțină desființarea contractului. Codul civil lămurește lucrurile, adică reglementează. Nu este deloc de subestimat o reglementare nouă numai pentru motivul că ea ne spune lucruri pe care le știam. Este mult mai confortabil pentru toți practicienii că atunci când formulează o pretenție în numele clienților lor, apropo de avocați, consilieri juridici, formulează o apărări, pronunță hotărâri, apropo de judecători, deliberează dacă se autentifică sau nu un contract, apropo de notari publici, să știe că un anumit lucru este prevăzut într-un text de lege sau, din păcate, este doar cunoscut, vehiculat. Nu se mai știe pe baza cărui izvor. În privința erorii de drept, se spune la 1207 alineatul 3 că este esențial atunci când privește o normă juridică determinantă potrivit voinței părților pentru încheierea contractului. Nu orice eroare asupra oricărui act normativ, ca existență sau inexistență, îndreptățește anularea contractului. Trebuie să fie vorba de dispoziție legală care are o anumită legătură cu obiectul contractului. Deci condiția normei juridice determinante este firească. Însă mai este un lucru important și aici fugim la 1208 alineatul 2, că pentru a vorbi de o eroare de drept care să ducă la nulitate, am nevoie să nu mi se opună sau trebuie să fiu în prezența unei norme, unei dispoziții legale care să nu fie nici accesibilă, nici previzibilă. 1208 alineatul 2 spune într-adevăr, eroarea de drept nu poate fi invocată în cazul dispozițiilor legale accesibile și previzibile. Evident, pentru cei acomodați cu termenii Convenției Europene a Drepturilor Omului și a jurisprudenței Curții de la Strasbourg pe textele acestei convenții legate inclusiv de accesul la justiție, dar nu numai, această sintagmă dispoziție legală sau dispoziții legale accesibile și previzibile nu este o sintagmă străină. Trebuie spus, din păcate, că în contextul realităților noastre, n-aș spune post-decembriste, pentru că ar fi poate prea mult, dar în orice caz a unor realități care domină ultimii 5, 6, 8, 10 ani de zile, poate, realități caracterizate de o hemoragie legislativă, de o reglementare și de o suprareglementare, de un sistem de elaborare de norme în care numărul rectificărilor și modificărilor actelor normative aproape că depășește chiar numărul actelor normative în forma lor originară, șansa, în ghilimele, de a întâlni dispoziții legale care să nu fie accesibile și nici previzibile nu este una de subestimat. Dispoziții legale aici trebuie cu tărie interpretat că nu se referă doar la legi. Și dacă ar fi așa, nu sunt puțin ani în care numărul legilor trece lejer de 500 în ultima perioadă. Dar aceste legi se pretează la punere în aplicare prin norme metodologice, circulare, instrucțiuni, ordine de aprobare a unor regulamente, la rândul lor modificate, rectificate, republicate. Este foarte adevărat că și în condiții unor legislații de tip secundar, cum ar fi acte, cum este cazul acestor tipuri de acte normative pe care am citat mai devreme, trebuie făcută o analiză prin raportare la cel care invocă eroarea de drept. Cineva specializat în cumpărarea de fier vechi nu se va putea plânge de faptul că știu eu, cu două, cu trei săptămâni înainte de a încheia contractul prin care cumpără fier vechi, a apărut o hotărâre de guvern sau poate chiar
un ordin legat de condiții specifice de achiziție a fierului vechi, pe care el spune, arată, n-a apucat să le lectureze. Eroarea de drept poate că este una determinantă, pentru că în lumina acelui act normativ se introduc anumite contingentări, restricții, dăm exemple, bineînțeles, imaginare. Însă e mai mult decât discutabilă îndeplinirea în speță a condiției prevăzute la 1208 alineatul 2, pentru că dacă vrei să cumperi fier vechi, trebuie să stai cu ochii pe monitor oficial ca pe butelie pentru a vedea dacă se produce cea mai mică modificare în privința regimului juridic al unei achiziții, nu numai la nivel de lege sau de acte normative asimilate legii, cum este cazul ordonanțelor de guvern sau ordonanțelor de urgență a guvernului, ci chiar la nivelul unei legislații secundare. Deci ce este de spus este că această condiție legată dispoziției legale accesibile și previzibile se raportează la celui care invocă eroarea de drept, la nivelul său de specializare raportat la obiectul contractului, însă prin asta nu este deloc închisă poarta, posibilitatea de a se invoca un asemenea tip de eroare. Și dacă pentru contracte încheiate înainte de 1 octombrie 2011 o asemenea susținere era destul de mult legată de viziunea judecătorului și de deschiderea lui asupra unui asemenea tip de abordare, asupra unui asemenea tip de propunere făcută de cumpărătorul de fier vechi, pentru un contract încheiat după 1 octombrie 2011, deci contract supus noului cod civil, judecătorul din start, față de o asemenea acțiune de anulare, este confruntat cu existența unui text de lege. Și asta, evident, reprezintă un atu psihologic relevant pentru cumpărătorul reclamant din speța noastră. Neavând pretenția de a surprinde, merita cu de precizare probabil să o spun, ne propunându-mi să surprind chiar toate elementele de inedit aduse de noua reglementare, nou cod civil față de legislația civilă anterioară, o să spun că mai permit un criteriu de selecție, acela de a mă opri mai ales asupra acelor probleme, texte, dispoziții legale pe care eu le anticipez și eroarea, apropo de eroare, o să-mi fie scuzabilă, ca pretându-se la mai multe concretizări, la mai multe aplicații în practică. De aceea nu o să ascund că texte de genul celor care se referă la eroarea asumată, eroarea de calcul, 1209-1210 din Codul Civil, 1211 din nou Codul Civil, eroarea de comunicare sau transmitere și altele asemenea, sunt texte, reglementări, care în litera lor cel puțin nu erau încorporate în legislația civilă anterioară, o să prefer, pentru că am promis și o încercare de abordare într-o cheie procesuală a noilor modificări, o să încerc să trec la un articol important din nou cod civil, articolul 1213 din noul cod civil. Articolul 1213 din nou cod civil are o denumire marginală interesantă și conținutul, zic eu, se păstrează la nivelul atractivității implicate de denumirea marginală. Se vorbește de adaptarea contractului și din start trebuie să menționăm că vorbim de o adaptare a contractului exterioară unui acord de voință al părților. Nu e vorba, cum o să vedem pentru cei care deja ați citit textul, nu este o surpriză. Nu e vorba de o adaptare a contractului care este rezultatul unei situații de criză în care părțile au înțeles să se așeze la masa negocierilor, pentru că decât să se bată, să dureze această bataie, să fie costisitoare, mai bine ajung la formule de compromis. Nu, nu e vorba de așa ceva. Este vorba de o adaptare a contractului făcută pe o situație de conflict, convenindu-i sau nu acest tip de adaptare părții care, ca punct de plecare, este îndreptățită să invoce anulabilitatea contractului pentru eroare. Într-adevăr, aceasta este situația premiză și ea explică de ce 1213 este plasat în acest mediu, în mediul reglementării legate de eroare. Pentru că ipoteza este că într-un contract o parte este, ar fi îndreptățită, așa susține, să invoce anulabilitatea contractului pentru eroare. Ce se întâmplă într-o asemenea situație?
În ordinea nu neapărat acestor alineate ale textului, în fond, aveți în față textul nou cu CV sau el este deja disponibil pe ecran. Nu o să respect ordinea textului ca să povestesc articolul, că nu asta este ideea. Și o să încerc direct să creionez scenariul. Ori scenariul este acela în care cel care se consideră îndreptățit să invoce anulabilitatea contractului, anulitate relativă a contractului pentru eroare, poate alege două soluții ca mod de a pune problema. O soluție este aceea de a formula o notificare. Cumpărătorul îl notifică pe vânzător că el, în raport cu contractul care a fost încheiat și condițiile în care a fost încheiat și clauze exemptă în el, a înțeles că ar cumpăra un pian cu coadă de bronz, nu cu un pian cu coadă de lemn. Notifică acest lucru vânzătorului. O altă variantă este aceea în care cumpărătorul nu mai pierde timpul cu notificări și îl acționează în justiție pe cumpărător. Deci avem scenariul cererii de chemare în judecat. Avem prin urmare un vânzător pus în stare de alertă. Acest vânzător care este în stare de alertă vede față de cum s-a redactat textul contractului și de împrejurări în care s-a încheiat că obiectul contractului, la limită, ar fi acela, substanța bunului, ar fi aceea a lemnului, nu a bronzului. Prin urmare, din punct de vedere al unui judecător care va soluționa litigiul, el ar putea da dreptate cu privire la obiectul contractului, ar putea da dreptate vânzătorului. Însă acest judecător ar putea vedea în același timp că în felul, în dinamica în care s-a încheiat contractul, a fost scuzabil pentru cumpărător să creadă că plătește bronz ca substanță, nu lemn. Ceea ce ar putea crea scenariul unei anulări a vânzării pentru eroare asupra, cum se spune, substanței bunului. Această anulare ar presupune că pianul se restituie și vânzătorul dă bani înapoi, ca să simplificăm lucrurile. Un asemenea vânzător care ia în considerare acest risc are posibilitatea de a provoca o adaptare a contractului. Ce trebuie să facă în acest sens vânzătorul din exemplul nostru? Vânzătorul din exemplul nostru este cealaltă parte, în sensul textului, ca să-l putem urmări. Pentru că avem la alineatul întâi cu o parte îndreptățită să invoce anulabilitatea contractului pentru eroare. Asta era cumpărătorul din exemplul nostru. Cealaltă parte ce trebuie să facă? Păi, în termen de 3 luni, de la data când, care dată, fie a fost notificată primul scenariu, fie i s-a comunicat ce a chemat în judecat. Acest vânzător, iertați-mă, și aici este esența adaptării, trebuie să declare că este de acord cu executarea, o să mai colorăm un pic lucrurile, sau se execute fără întârziere contractul, cum? Păi, astfel cum a fost înțeles de partea aflat în eroare. Deci, în limba română, vânzătorul spune, fie îți dau bronz, dacă asta ai înțeles tu, sau urmează să-ți dau bronz. Deci, astfel cum a fost înțeles de partea aflată în eroare. Ai crezut că e bronz, bronz primești. Acum, această distinție e foarte importantă, practic, pentru că în viață nu contează să ai dreptate, contează și când ai dreptate sau până când. Această distinție între, observați, este de acord cu executarea. Deci, vânzătorul din exemplul nostru este de acord cu executarea sau execută fără întârzierea contractului, poate să aibă în vedere, ca interpretare care mie mi se pare de preferat, acele stipulații contractuale care indică, de exemplu, scadența obligației de predare a obiectului, a pianului. Pentru că dacă la momentul la care se comunică notificarea sau după care aceea chemat judecată de către cumpărător,
vânzătorul deja era, trebuia să predea pianul, el îl predă și îl informează pe cumpărător, vino să-ți iei bronzul. Dacă scadența obligației este una ulterioară, nu-l pot obliga pe vânzător decât, nu pot să-i cer eventual sau pot să mă aștept din partea lui la o adaptare a contractului. Asta nu înseamnă că obligațiile pe care le are de executat în raport cu scadența din contract trebuie să și le anticipeze. Deci dacă se întâmplă că peste 2 luni, peste 4 luni, peste o săptămână are de predat pianul, el poate să comunice cumpărătorului că se declară gata peste o săptămână să predea pianul din bronz. De aceea cred că distinția textului este una nimerită și ține cont de caracteristicile speței în funcție de cât de rapidă este în timp în raport cu momentul la care are loc această notificare sau această comunicare ce e mai judecată, scadența unor obligații și în principal aș spune obligația de predare a bunului, pe exemplu, pe care l-am dat, așa cum a fost stipulată în contractul de vânzare-cumpărare. Nu trebuie să mai spun că am selectat exemplul contractului de vânzare-cumpărare, că este unul mai ușor de manevrat, dar reglementarea este una de principiu. Ea vizează orice fel de contract în legătură cu care se poate consuma orice fel de eroare. Revin la alineatul 1, care vorbește de o anulabilitate a contractului pentru eroare. Nu știu dacă este asupra substanței bunului, asupra obiectului contractului, dacă e eroare de drept sau eroare de fapt. Textul nu distinge. Are o deschidere perfect general. Ce ne spune alineatul 3 este că dacă declarația a fost făcută, ne referim la declarația că sunt de acord să execute așa cum ai înțeles tu, dragă cumpărătorule, și comunicată părții aflate în eroare, în termenul prevăzut la alineatul 2, deci termenul de 3 luni, sau contractul a fost deja executat, dreptul de a obține anularea este stins și notificarea prevăzută la alineatul 2 este lipsită de orice efect. Ca orice text care tinde să se respecte, este un text clar, dar față totuși de soluția atipică în raport cu ce eram obișnuiți noi ca reglementare în materie de contracte și mai ales în raport cu împrejurarea că la data la care discutăm nu avem practică judiciară pe acest text. Unele comentarii sau unele încercări de a face prognoze despre cum va funcționa această instituție cred că sunt binevenite. Încercarea în sine este binevenită chiar dacă rezultatul nu va fi strălucitor. Și poate fi un motiv de reflexie măcar pentru pauza care va veni, ca după pauză să discutăm filmul pe care, ca procedură bineînțeles, pe care îl implică acest text. Să o luăm cu finalul, cu alineatul 1. Dreptul de a obține anularea este stins. Prin urmare, trebuie acceptat, pentru că premiza este, mai ales dacă s-a comunicat o cheie mai judecată, dacă aceasta este premiza, scenariul numărul 2, să spunem, nu e doar o notificare, că acțiunea în anulare cu care instanța a fost învestită nu poate fi admisă. Procedural vorbind, acțiunea trebuie respinsă. Nu poți să procedezi la anularea contractului. Dacă a fost vorba de o notificare, deocamdată neurmată de introducerea cerchei mai judecată. Nici că acel cumpărător din exemplu nostru va avea vreo șansă în demersul său pe nulitate relativă, dar mai mult decât atât, până să vorbim de introducerea în viitor unei acțiuni nulitate relativă, spune finalul alineatului 3, notificarea este considerată lipsă de efecte. Aici formularea legiuitorului este un pic discutabilă. Ea nu e lipsită de orice efect. Păi până la sfârșit, primul efect și cel mai important care s-a produs este că s-a ajuns la o adaptare a contractului. Ceea ce trebuie reținut din formularea foarte sentențioasă a legiuitorului în finalul alineatului 3 este că, deși îndeopște o notificare, nu-i așa, odată comunicată părții adverse, poate genera punerea întârzierea celuilalt, poate face să curgă daune interese moratorii, ei bine, în acest caz, ajungându-se la adaptarea contractului, asemenea efecte nu se vor produce. Însă, consecința adaptării contractului prin ipoteză este una trasă de notificare și sub acest aspect, afirmația că e considerată lipsită de efecte notificarea este o afirmație care trebuie privită în sensul interpretării arătate. Cum arată contractul în urma acestei adaptări? Asta spune alineatul 1, înainte de a avea descrierea acestui procedură, acestui desen practic.
Spune în finalul alineatului întâi la articolul 1213, în termenii unui fel de ficțiune juridică, contractul se consideră că a fost încheiat așa cum l-a înțeles această din urmă parte. Această din urmă parte este acea parte îndreptățită să invoce anulabilitatea contractului pentru eroare. Concluzia este, după ce s-a trecut prin acest procedeu, acest traseu al adaptării contractului, că vom avea un contract care, deși pe hârtie scrie pianul era din lemn, din argint, din ce să mai face pianele, de fapt, în urma acestei adaptări, ca proceduri de parcurse, pianul, obiectul contractului vânzare-cumpărare este un pian din bronz. Contractul se consideră că a fost încheiat așa cum l-a înțeles această din urmă parte. Tot nu s-a închis cercul și este foarte vizibilă necesitatea, dorința de a proiecta filmul procedurii, cu atât mai mult cu cât alineatul întâi, partea lui finală, sigur că apelează un fel de ficțiune. Ce aia contractul se consideră că a fost încheiat, așa cum l-a înțeles, partea care inițial îndreaptă să se invoce anularea contractului. Revenim la postura vânzătorului. Vânzătorul a fost direct chemat în judecată pentru anularea contractului. Acțiunea a fost depusă la instanță pe 1 februarie 2012. Trebuie să adăugăm, normal, contractul s-a încheiat la 1 decembrie 2011 și avem nevoie de acest efort de imaginație, 1 decembrie 2011, zi națională, pentru că este plasată această dată după intrarea în vigoare a noului cod civil. Discutăm de acest text, încă o dată, ca un text care este destinat unui contract încheiat după intrarea în vigoare a noului cod civil. Pe 1 februarie 2012 se introduce acțiunea în unitate relativă și, în mod atipic pentru o bună parte din judecătorile din această țară, să admitem că acțiunea ar fi de competența judecătoriei, primul termen de judecată, pentru care se îndeplinește și procedura de citare pe actualul cod de procedură civilă, este 1 aprilie, la modul serios vorbind și fără nicio păcăleală, 2012. Ce observăm? Suntem într-un interval de 2 luni, între data depunerii cererii, nu mai vorbesc comunicarea ei către părâtul vânzător, avem o reclamant cumpărător, și data de 1 aprilie, care e primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate. Ce se observă în raport cu 1213, alineatul 2, apropo de implicațiile în plan procesual pentru procesul civil de anulare, impactul acestui text este că nu s-a împlinit încă termenul care este acordat, cum spune codul civil, celeilalte părți. În exemplu nostru, vânzătorul părât. Pentru că el are un termen de cel mult, dar 3 luni de la data la care i s-a comunicat ce a chemat judecat. Are 3 luni să determine o adaptare a contractului. Ceea ce exclude pentru instanța judecătorească, pe textul actualului cod de procedură civilă, ca pe data de 1 aprilie 2012, când am în termenii lui 135, parcă din actualul cod de procedură civilă, prima zi de înfățișare, adică un moment tocmai bun să se propună probe. Este exclus o asemenea posibilitate pentru că la 1 aprilie 2012 vânzătorul părât nu și-a exercitat încă dreptul și nu poate fi decăzut din dreptul de a cere, de a provoca o adaptare a contractului. Deci, într-un mod care este străin unei desfășurări clasice a unei acțiuni de anulare care a fost introdusă pe un contract încheiat, dacă vreți, la 30 septembrie 2011, pentru că e contractul încheiat după 1 octombrie 2011, judecătorul trebuie să țină cont de acest text și să mai acorde un termen. Să acorde un termen de judecat în raport cu planificarea pe care are la dispoziție, de dorit unul care să permită scurgerea acestui termen de 3 luni. Nu-i poate spune judecătorul părâtului vânzător, îmi pare rău, e primul termen de judecată, părțile sunt legal citate, avem prima zi de înfățișare, dăm cuvântul pe probe. Pentru că la acea dată, părâtul încă poate opta pentru adaptarea contractului. Se va vedea la următorul termen de judecată dacă există o declarație care, bineînțeles, va trebui depusă și la dosarul cauzei din partea părâtului vânzător. Sau mai mult decât atât, părâtul vânzător face și proba că a executat
fiind scadentă deja obligația de predare, acel obiect cu acea substanță pe care a înțeles-o reclamantul cumpărător din acțiunea în anulare. Dacă constată acest lucru, judecătorul nu are altceva de făcut, pentru că nu e așa contractul s-a adaptat, decât să respingă acțiunea în anularea contractului. Prima problemă pe care o pune orice avocat și nu numai este ce facem cheltuieli judecată pe care deja poate cumpărătorul le-a solicitat odată cu introducerea acțiunii în unitate relativă. Și aici este foarte interesant și plin de miez textul actual din Codul de Procedură Civilă sau din actualul Cod de Procedură Civilă, care îl obligă la cheltuieli judecată, cum spune textul articolului 274, pe cel căzut în pretenții. Din punctul meu de vedere, și rămâne ca într-un caz, de exemplu, celui imaginat, practic se spună cuvântul, din punctul meu de vedere, măsura în care acțiunea a fost introdusă fără o notificare prealabilă, sigur, cade în pretenții reclamantul. El avea posibilitatea să recurgă la o notificare prealabilă. Dar, dincolo de asta, în ceea ce este fondul problemei, o hotărâre judecătorească prin care, în dispozitivul ei, se respinge acțiunea în anularea contractului, reținându-se în considerentele hotărârii judecătorești că motivul pentru care se respinge această acțiune nu este acela că n-ar putea reclamantul cumpărător să facă proba sau n-a dovedit existența unei erori scuzabile, ci pentru motivul că părâtul vânzător a executat sau după caz a declarat că execută contractul așa cum l-a înțeles din eroare cumpărătorul reclamant. O asemenea hotărâre va trebui văzută prin considerentele soluției pronunțate ca făcând corp comun cu contractul. Este foarte important acest lucru, pentru că în ipoteza unui al doilea litigiu legat de executarea, pe un alt aspect decât cel al predării bunului, poate pe o garanție pentru vicii, poate pe probleme de întârziere în plata prețului, judecătorul din litigiul numărul 2, când va dori să vadă contractul, va trebui să consulte două înscrisuri, dacă vreți. Mai întâi, contractul ca atare încheiat la 1 decembrie 2011, în exemplu anterior, contract de vânzare-cumpărare, și doi, hotărârea judecătorească prin care s-a respins acțiunea în nulitate relativă promovată de cumpărător, reținându-se în considerente că de fapt contractul arată în felul înțeles de reclamant. Nu trebuie să ne șocheze faptul în nicio formă că în acest fel judecătorul din litigiul numărul 2 ajunge să valorizeze considerentele unei hotărâri judecătorești. Cine citește în fugă dispozitivul se bucură pentru vânzător. Iată, acțiunea anulare a fost respinsă. Da, a fost respinsă pentru că s-a uzat de către părât de pârghia pusă lui la dispoziție pentru a salva contractul, pârghie pusă la dispoziție de articolul 1213 din noul cod civil. Tot în dinamica realității, sigur, trebuie recunoscut că de foarte multe ori părâtul se consideră, părâtul, exemplu nostru, vânzătorul, adică în termenii 1213 cealaltă parte, ea consideră în principal că cel care se pretinde dreptățit să invoce nulitate relativă n-are avea dreptate. Că eroarea în care s-a aflat, în exemplul nostru cumpărătorul, nu e una scuzabilă. Ține de neglijența lui, de fuga lui în a semna un contract pe care nu-l citește, de neatenția lui în a se uita la o expoziție de piane și pianine și a nu face diferențieri minime între ele. Prin urmare, el, într-un fel, dorește să combată, să facă să se respingă acțiunea unitate relativă fără să fie nevoit să recurgă la adaptarea contractului. Însă îi spune că nu are poate o garanție 100% a acestui demers. Într-un dosar, în fond, ca judecată, nu știi niciodată exact ce se întâmplă. Poți doar să speri că vei câștiga. Și atunci nu trebuie negat acestui vânzător, din exemplu nostru, dreptul, ca pe de o parte, să se bată pentru cauza sa, în sensul de a putea susține și pleda în fața judecătorului că nu este corect, nu este întemeiat, nu e justificat să se anuleze contractul pentru eroare,
Însă, ca supapă, ca element de salvare, în cazul în care, Doamne ferește, judecătorul a aprecia că este un caz de eroare și întâmplit de condițiile și atunci s-ar anula contractul cu niște consecințe dureroase, ca la orice nulitate, să aibă în buzunar, spuneam această supapă, a adaptării contractului. Să nu negi un asemenea drept, să privești ca nefiind incompatibile cele două modalități de a aborda lucrurile din punct de vedere a părâtului, înseamnă ca judecător, când părâtul, cu 5 zile înainte de 1 aprilie 2012, amintim, 1 aprilie 2012, este prima zi de înfățișare. Părâtul, depunând întâmpinare, să combată cererea de reclamare judecată prin care reclamantul cumpărător susține că a fost în eroare și cu eroare scuzabilă pentru el, privitoare la substanța obiectului contractului, deci analizeze această întâmpinare, o iei în considerare, fiind pregătit în cazul care nu se ajunge la adaptare ca judecător, dacă apreciez că părâtul are dreptate să face, să respingă cererea de chemare judecată principală și nu privești această întâmpinare ca una anihilată de faptul că, iată, la primul termen de judecată chiar, sau până la al doilea termen din 1 iunie 2012, ți se depune o declarație prin care părâtul arată că dorește adaptarea contractului. Articolul 1213 nu este un articol care îl decade pe părât din dreptul de a se bate combătând susținerea reclamantului. Este doar o posibilitate prin care părâtul, vânzătorul din exemplul nostru, poate închide subiectul cu un preț foarte dureros pentru el. Dacă vreți, în urma acestui litigiu, lucrurile vor arăta în felul în care, spunem așa, în eroare s-a dovedit a fi vânzătorul, pentru că adaptarea contractului, încă o dată, spune 1213 din partea finală, face ca acel contract să se considere că a fost încheiat nu cum a fost încheiat el în realitate, urât mare, ci așa cum l-a înțeles cel îndreptățit să invoce eroare. N-ar strica să adăugăm, nu atât pentru uzul acestui text, de o problemă pretențios spus de filozofia nolico-civil, ce înseamnă acest termen de cel mult 3 luni? Pentru că, așa cum am spus, posibilitatea de a duce la o adaptare, de a provoca o adaptare a contractului, de a adapta contractul pe care o are vânzătorul pianului, pe care o are cealaltă parte în sensul generic al 1213, este dată de această manifestare de voință. Să declare că de acord cu executarea ori să execute fără întârziere contract un termen de cel mult 3 luni. Acest text, din nou cod civil, nu spune dacă acest termen de cel mult 3 luni este un termen de decădere ori este un termen de prescripție. Mă folosesc de aceste ca de un pretext. Miza discuției în principiu este mult mai mare decât 1213. Noul cod civil are o dispoziție și ea este plasată hăt departe pe la articolul 2547, un text foarte important, care vrea să pună capăt unei anumite dezinvolturi în doctrină și în practica judiciară cu care a fost aplaudat termenul de cădere. Articolul 2547 din nou cod civil spune: dacă din lege sau din convenția părților nu rezultă în mod neîndoielnic că un anumit termen este de decădere, sunt aplicabile regulile de la prescripție. Care este, prin urmare, regula de fier? Când am text echivoc în legătură cu un termen anume, termenul este de prescripție. Miza este extrem de importantă din punct de vedere practic pentru cei care ar putea fi și în fugă să lectureze reglementarea noului cod civil. În materia prescripției extintive, au observat că reglementarea prescripției extintive în noul cod civil, comparativ cu vechiul sediu al materiei pentru această instituție, adică în comparație cu decretul numărul 167 din 1958, reglementarea noului cod civil, spuneam, este una mai favorabilă sau, dacă vreți, mai puțin ostilă pentru creditor, pentru cel care trebuie să acționeze. Hai să zicem că este mai puțin permisivă
pentru debitor. Nu fac acum aici o discuție, pentru că ar face obiectul unei alte discuții, unei alte întâlniri. Revenind la articolul 1213 din noul Cod Civil și în particular articolul 1213 alineatul 3. Pentru teza că termenul acesta e un termen de cădere, deci un termen ceva mai sever în regimul său de curgere, împotriva celui ținut de termen, și acest ținut de termen este părât un exemplu nostru, ar pleda inerția. Din păcate am obișnuit când întâlnim un termen într-un act normativ să spunem gata, e de cădere, și eventual, cel mult, dacă vreți acest joc de cuvinte, ar mai pleda formularea cel mult. E formă un pic pretențioasă. Când legea fixează un termen, spune 2 luni, 4 luni, nici cel mult, nici cel puțin, în principiu. Aici este observat un accent, o tușă suplimentară. Trebuie în termen de cel mult 3 luni, de la data când a fost notificat, ori când i s-a comunicat ceea ce mai e judecată, să facă și să dreagă. Personal aș înclina spre teza aflată în spiritul codului civil, noului cod civil și al textului pe care l-am citit mai devreme, în sensul în care, din moment ce nu mi se spune în acest text, nu se spune practicianului că termenul este de cădere, înseamnă că este de prescripție. Și cu asta nu facem decât să ne tragem un pic sufletul pentru o pauză scurtă de 10 minute.